Vasile, stai Vasile, Vasile! Ce suspect se uită ăștia! Mamă, uitați-vă ce... Bum, 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 bum! Vai, dar aici erați! Bine ați venit, rău ați nimerit! Sunt aici alături de Jess. Hello! Iar astăzi o să facem un videoclip super interesant. Hai să vedem despre ce e vorba. Astăzi avem inimi custom, iar din câte puteți vedea avem doar o singură inimă care e din pământ. Iar ca să avem mai multe inimi, avem aici niște misiuni pe care trebuie să le completăm. Sper că mă auziți ok. Bun, și avem noroc pentru că avem acolo un sat și din ce văd, mai avem aici un sat. Oare mori dacă ai doar o inimă? Nu știu, nu vreau să văd. Și acum mergem către sate. Dar ce trebuie să faci? Trebuie să omor 10 villageri. O, săraci, dar cu ce au greșit? Ei, ai, ai. Trebuie să ne facem arme. Nu pot să-i omor cu mâna goală. Eh, n-ai nevoie de cele mai bune arme. Eu, ce se vede așa acolo? Pentru că, am uitat să vă zic, când calc pe iarbă, am saturation-ul ăsta infinit. Mereu când calc pe iarbă, plus, bă, ăștia n-au ochi. Bă, ce-ați pățit? Gata, am reparat. De ce vin toți după tine? Dar sincer, uitați-vă, vin toți porcii după mine, am armată de porci. Cred că e abilitate de la inimă, pentru că fiecare inimă are o abilitate. Și cred că inima asta de pământ are abilitatea să vină animalele după mine. Da, doar porcii vin, restul nu. A, cred că am porcii. Bun, let's go. Cum se uită. Da, uitați-vă, vreți să muriți? Na. Nu! Mm-mm. Nu, lasă-l pe unul. Și ca să primim altă inimă, cum ziceam, trebuie să omorâm 10 villageri și avem aici primul sat. Bun, uitați țintele noastre, sper că nu vreun iron golem pe aici. Vasile, te-ai dus! Vasile, stai Vasile, Vasile! Stai! Așa, unul. Fântână. În fântână a murit, acum rândul lui Bobiță. Săracul și pălărie. Bobiță, viața ta de fermier normal s-a dus. Stai Bobiță, fugi la mai rău. A, și Marcel. Momo, Bobiță m-a dus la tine, Marcele. Hai, rândul tău. M-a omorât 4, dar... A, mai am găsit aici. Ia, pisica. Dorele, viața ta de grădinar s-a dus. Săraci, ce fug. Mai trebuie 5, haidea să vedem. Nu, nu, lasă-l, că sari în pat. Las pe copil să se joace. Dar bine, o să fie singur copil din sală, ok? A, uitați-le aici, pe Mirel. Uite, mai este unul sus. Mirel, du-te. Ăsta are alte haine. Da. Băi! Ce face? Hai, uite-mi cu un sat. Da, la mare. Băi, mi s-a dus arma. Da. Dai. Dai cu mâna. Da, nici nu l-ai lăsat. Nici fără armă. Nu las. Bun, mai trebuie încă 3, dar să-mi fac o altă armă. Da, du-te și în satul celălalt. Mai lasă și un om aici. Stai, n-am căutat cuferele pe aici. Au, să iau un pat. Acolo trebuie să fie cufăr. Dacă nu este cufăr, vă abonați la mine. Abonați-vă. Ai noroc că n-am armă. Da, acolo avem următorul sat. Apropo, mă doare capul, mi-e frig, mă dor toți mușchii din corp, cred că mâine o să mor. Bun, să vedem ce... O, cufăr. Bă, bate joc. Cel mai cufăr. O pâine. Dar nici n-am nevoie, că am saturation infinit. Bob, fermierul. Și fratiso. Mamă, dar aici este o grămadă. Termin misiunea asta. Încă unul pe care să-l sacrific. Ăsta. Ăsta că e leneș și n-are job. Stai! Ia ce fuge! Asta se întâmplă când ești leneș. Stai! Și găinile fug de... Fug cu el, gata. Vezi că inima este... de villager. Uitați-vă, acum am inima de villager. Este un cufăr aici. Hai să vedem după ce face inima aia. Deci ne scrie aici că am deblocat inima de villager. A, ne-a dat nas de villager. Eu. Și când apăs shift, miros minereuri. O, ce tare. Asta e fain. Da, să vedem. Bă, uitați-vă, am nas de villager. Bă, nu pot să cred. Dacă apăs shift, miros minereuri. Aici nu văd să fie minereuri. Următoarea misiune este să omor 5 creeper și o să am o altă inimă nouă. Da, să vedem unde găsim minereuri. A, uitați-vă, ia, am mirosit aici. Ia! Cred că ăsta e cărbune, da. Și fier. Ba nu, ia, e cupru. Bă, dar ce tare îi. Chiar e fain asta. Și vedeți, când nu sunt pe iarbă, nu am efect. Bine, porci tot vii după mine. Iar când sunt pe iarbă, am efect. Cred că bugul ăsta e de la Optify. Adică un tonicop de piatră am nevoie. Bum. Și mergem să luăm fierul ăla de acolo. Deci l-am mirosit. Uitați acolo, ia, alea cărbunele. Și ăsta e fierul, fix aici. Deci dacă o lăm încoace în jos. Poate vin și ei în groapă cu tine. Să vezi numai că... Ia! Bă, uite
cum se uită ăștia, ce suspect se uită ăștia. Ia, fierul, numai doi. Acum o să ieșim să dormim. Plecați, băi, ia! Armata! Patul ăsta cu pipit. Bă, dar cum se uitau. Trebuie să găsim și creeper și ziua nu prea... Ia, acolo peștera, acolo trebuie să găsim creeper sau ceva. Sau ce e aici? Hai că e peștera dacă e. Nici nu văd nimic. Era în spate. Ce? Ce-i asta? A murit de un creeper. Dar de ce n-am apucat niciun explodat sau ceva dintr-o dată? Băi... Și de ce m-o dat de aici și nu de unde am dormit? Măcar era un creeper, dar nu l-am omorât. Băi, acum sper că filmez, stați așa, să vedem. Da, e ok. Erau niște tobe pe afară, sper că nu le auziți. Tu! Unde mi-s armele? Da, tai-ți, băgătă! Cred că aici era cu prorul la nașpa. Oh, ba nu! Facem schimb dacă mai pot, că am omorât pe aia. Aici mai trebuie să fie cu păr, voi. Uleo, 57 de la 7 emerald de la 57, vai de... Na, dacă te-ai luat de ei. Dacă mi-a trebuit, cum arăt cu nasul. Și la haine zici că ești ca ei. Ce fac ăștia, să uită în apă? Da, sincer, nu știu ce fac. O venit să bea apă, beau toți ca și cai. Uitați aici un BMW. Avem nevoie de un topor și de un târnăcop. Trebuie să mergem în zone mai întunecoase, pentru că acolo găsim creeperi. A, da, o trebuiască să luăm și niște cărbuni. Aici a murit, băi, aici a murit. Mamă, ce e aici? Pare găsesc cărbuni. Hai că mă aventurez pe aici. Au. Ce ești, ChatGPT? Asta era și Dacia aia veche din videoclipul trecut. M-a aruncat torțele. Dar unde le-am aruncat? Eu am vrut să le pun în mână. Băi, ce am făcut? Dar nu, îi bag, i-am dat fâ pe târnăcop și mi s-o dus. Bă, cum ies de aici acum? Și am revenit la sat. Băi, de aveam ăsta și o luam cu mâna. Băi, dați-mi minte. Eu am venit și cu bebelul. Bun, și mergem din nou în peșteră să ne aventurăm. Mamă, ce am găsit aici. Cred că o să venim pe aici să explorăm. Pentru că pot să sar direct aici în apă. Băi, dar greu să găsești niște creeper în 2024. Mamă, uitați-vă ce e aici. Perfect! Mamă, mamă! Avem și gold, dar nu așa importam gold. Ia, dacă nu... Ai trecut. Da, dacă nu-l miroseam, treceam de el. Ia, este și aici în perete. Și nu știam dacă nu mă uitam. Păi stăm bine, Squire, nu? Mamă, s-a lăsat seara. Cred că găsim mai mulți creeper sus decât aici, în peșteră. La suprafață, dacă e noapte. Problema e că sunt și scheleți. Momentan rămânem aici să ne facem armura. Bum, bum. Ba nu, ăsta nu-i gold, bă. Deci tot ce am găsit o grămadă nu era gold. Da, nu-i gold, băi. Băi, și fete, ne riscăm și ieșim la suprafață acum cât e noapte. Cred că o să fie plin de monștri aici. Ba nu ia că e liniștit momentan. Nu mă mai păcălești că ești gold. Te așteaptă aici, sus. Chiar că mă așteaptă, că am auzit. Ia-le. Mamă, chiar că era să mă arunce jos. Bun, trebuie să găsim cât de rapid 10 creeperi. 10? 5 creeperi. Schelet, nu. Pe lângă mine a trecut săgeata. Când nu trebuie plin de creeperi. Mamă, zici că a picat meteoridul aici. Uitați-vă cum arată. Creeperi, 2 chiar. Haideți la tata. Hai băi, au explodat. L-am pierdut. Că au venit ăștia. Iar au explodat un creeper. Dar unde era? Că nu l-am văzut acolo. Unde era? 2000 years later. Bun, adesea că am reușit să-mi recuperez chestiile. Bă, se face zi. Dar creeperii oricum nu mor. E mult mai greu asta cu creeperii decât credeam că o să fie. Bum, primul creeper. Ne-am întors aici, mai avem nevoie de un singur creeper și să vedem dacă găsim... Scări. Băi, dar chiar zici că sunt scări aici. Ce s-a întâmplat? Te așteaptă. Cam suspect, dar e și o gaură aici, nu dacă... S-a dus porcul acolo, cam înapă pe scări. Schelet, ce credeam că e creeper? Da, vin pe aici să vedem. 2000 years later. În sfârșit, ultimul creeper, uitați-l. Hai. Ia să vedem ce ne-a dat. 3 inimi deja. Inima de creeper, din ce-mi dau seama. Shift plus click și explodează. Unde mă unde uit? Unde te uiți, da. A, click dreapta. Mamă, uitați-vă ce tare e asta. Și merge foarte departe. Ia, ce fain. Mama, asta e OP rău. A meritat asta. Vai de capul meu, acum trebuie să căutăm ametist de ăla.
să minăm. Asta sigur o să dureze. 50? Bă, o să apăr un random aici. Să vedem. Ia, fix la tine a venit. Și am și emeralde. Mm-hmm. Habar n-am de cât timp vă uitați, dar noi deja filmăm de 45 de minute, ca să vă dați seama. Dintre care 30 am căutat Creeper. Deci am mai trecut vreo 20 de minute și haideți să vă arăt ce am descoperit că putem să facem. Uitați ce fain putem să minăm. Facem așa și bum, 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 bum. Da, o grămadă, deci numai așa am minat. Nu mai trebuie să-mi folosesc târnăcopul. Dăm așa. Uitați-vă. Uu, am rămas fără torțe. Ametist! Wow! Păi, dar nu mai am torțe. În sfârșit! Da. Da, hai că ți-ajunge aici pentru tot ce ai nevoie. Da. E destul de mare. Au! Poți să-l iau eu? Da, poți să-l iei tu. Îmi place. Dar oare cristalele sau... astea, cred că stai să văd dacă astea. Astea, a, alea mari. A, doar 5. Încă 3, sper că mai sunt 3 aici. Uite-o. Băi, nu zic că mai trebuie să caut încă una. Haideți să vă arăt o magie. Și bum, am apărut în altul. Bine, noi de fapt l-am căutat și pe ăsta vreo încă 15 minute. Și gata, mamă, 20 de diamante. Hai că asta e destul de ușor totuși. Și-am deblocat inima de ametist. Care ce face? Când ceva mă lovește, mobii de la 100 de blocuri vor străluci, nu înțeleg exact. În fine, mergem să căutăm diamantele. Bă, nu prea am găs... Opa! Nu prea am găsit diamante în afară de asta. Și ne-am învârtit vreo 10 minute. Urăsc peșterile astea, stați că nu văd nimic. O să avem foarte mult de minat acum. O să am eu foarte mult de editat. Bună că avem 8 deja. Opa, opa, și aici și acolo. Și acolo. Yeah. Nice. E destul de utilă chestia asta cu mineratul, cu mirositul. Dar iau destul de nașpa diamantele. Adică minez destul de greu pe aici. Sper că nu o să cad în lavă, că am auzit lavă. Măcar o să-mi fac și eu ceva de diamant, dacă tot. Și mai era încolo. Mamă, cum am ajuns să merg. Dar măcar am găsit destul de multe diamante. Cred că toată lumea ar vrea să aibă asta pe creativ. Ia, este și mai încolo. Bă, și fix când am zis că nu sus. Găsesc. Și acolo. Fix când am zis că nu găsesc, atunci am început să găsesc. Hai, că e bun, că ai foarte multe. Da, mai trebuie numai 5. Opa. Ia, ce multe sunt acolo. Da, chiar, ia-s o grămadă. Mama, măi, mi-e frică pe aici, că poate vin munci. Eu la 20 de ani. Dar sunt cam multe pe aici, prin peștera asta. Da, să știi că sunt chiar multe diamante aici. Pentru că suntem la adâncime mare și aici se găsesc foarte multe. Bun, și acum... acum văd zi, nu mai trebuie torțe. Asta îmi face. Bă, deci am minat atâtea diamante ca să văd în întuneric. Dar totuși e ok și asta, dar... uitați-vă! Bă! Am de asta de mineri și am și nas. Și... da. Ce tare! Da, deci avem cam jumătate din inimi. Și o să oprim aici videoclipul și o să continuăm într-un alt video, partea a doua. Și... pentru că am filmat prea mult și... și prea multe misiuni de făcut, adică sunt destul de grele. Da, o să iasă destul de lung videoclipul și nu cred că se uite nimeni la 30-40 de minute de video, pentru că deja avem o oră jumătate, nu știu cât o să iasă la editare. Așa că o să încheiem aici videoclipul ăsta. Sper că v-a plăcut și dacă vreți partea a doua să se adune măcar 200 de like. Așa, 200 de like-uri. Oare reușim? Iar la 200 de like-uri punem partea a doua, așa că până data viitoare am fost Erin. Eu am fost Jess. Și ne vedem la un nou videoclip. Pa! Bum, 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 muzică de fundal din nou.